Săruțe meie, mâna ta. Seara și bine v-am găsit. Mulțumim. Așa, dumneavoastră sunteți Zinaida, da? Da. Și Antonela. Da. Așa, bine v-am găsit. Mulțumim. Dați că această frumoasă zi, cu Ziua Internațională a Femeilor, 8 martie, am venit să vă surprindem. Și în primul rând, pentru Antonela, avem acest buchet de flori. Sunt pentru tine. Așa. Pentru o mică ta sunt acest buchet de trandafiri. Așa. Și o inimă de depărtare ca să fie dulce viața dumneavoastră frumoasă. Așa, te-a spus, de la cine crezi că poate să vină această surpriză? Da. Așa, să știți că... Da, de ce? Da, unde? Să știți că tare pare foarte rău că n-a putut să rămâne el această surpriză, dar cu inima și cu gândul este mereu lângă voi. Și v-a transmis un mesaj de felicitare. Ești speranță și viață. Rază de soare ce surâde dimineața. Tu ești soția, ce fiecare și-o dorește. Femeie, ce viața însăși o împlinește. Ești zână din povești pe care întotdeauna o iubești. Cu multă iubire, soțul Petru. Mulțumesc! Așa, să fiți sănătoase. Dacă aveți undeva să lăsați un mic mesaj soțului. Spui ceva de tu. Eu te iubesc mult și nici nu m-am așteptat. Mi-e dor de tine și mulțumesc mult. Mulțumesc mult, iubire. Și v-a foarte plăcut. Te iubesc, ne dorim enorm de mult. Sper să ne vedem curând. Și te așteptăm acasă. Dacă nu... Noi încolo. Da, sau că nu noi încolo. Dar mai precis vine el acasă. Te iubesc mult, puiță. Și mulțumesc tu, mămica. O felicit și pe ea cu 8 martie. Pentru... Îi mulțumesc enorm de mult pentru așa bărbat, așa soț. Și... E cel mai minunat. Mulțumesc mult, mamă. Și sănătos. Vin la mine. Să vin la mine, dar eu nu. Da, vin la mine. Ei, lasă, asta e mămica noastră. Mulțumesc mult pentru bărbat. Pentru că ai educat un băiet minunat. Așa? Da. Așteptat. Mulțumim mult. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Frumoasa și iubita mea, tu ești povestea dragostei.